Societatea Giurgiuveană de Transport Local, Tracumesa, a trecut cu bine de valul de ninsoare declanșat sâmbătă trecută, mulțumindu-și astfel călătorii, unii dependenți de autobuze. Care este impresia noastră vis-a-vis de maniera la care au circulat zilele astea autobuzele? În Giurgiu, acceptabil. Eu am fost mulțumit, deși sunt dependent de autobuz. Că circulă mai greu, este foarte adevărat. Dar în situațiile de criză suntem obligați și cu bunul simț să acceptăm ce se întâmplă. Cred că bine, eu azi am ieșit afară din casă și ce am văzut la televizor. Am greu, dar a circulat. Cu doar 8 autobuze în stare de funcționare, directorul Tracumesa este mulțumit de faptul că și-a putut organiza bine activitatea de transport, acest lucru presupunând câteva măsuri deosebite luate ca urmare a intrării iernii în drepturi. Sâmbătă și duminică autobuzele au circulat în mod normal, în graficul de lucru. E adevărat că pentru aceste zile de weekend ele sunt programate într-un număr mai restrâns. Am avut în pregătire și două mașini care au stat în rezervă în cazul în care întâmpinam anumite probleme, eu știu, de înzăpezire, de blocaj în trafic sau nefuncționalitatea vreunui utilaj, atunci să fie înlocuită imediat de către altă mașină. Viitorul cod portocaliu de ninsoare, prognozat pentru miercuri și joi, a declanșat de asemenea măsuri speciale pentru asigurarea transportului în comun, care, susține Andrei Ovidiu, se va desfășura în condiții decente. Ne-am pregătit la fel ca și la prima avertizare, astfel încât toate autobuzele să fie gata de lucru, să nu avem timp de așteptare suplimentar față de cei care sunt programați în graficele de lucru și astfel încât omul să nu aștepte în stațiile de autobuz, în viscol, mai mult decât este perioada normală. În condițiile în care Tracumesa beneficiază acum de doar 8 mașini funcționale, iar problemele de rezolvat în societatea de transport sunt o sumedenie, găsirea unor soluții pentru respectarea graficelor propuse se dovedește viabilă. Reducerea pauzelor șoferilor la cap de linie reprezintă măsura adoptată pentru mulțumirea giurgiuvenilor care folosesc transportul în comun și evitarea, deci, a întârzierilor față de planificările curselor. Pentru a evita totuși aceste întârzieri, am luat măsura ca din pauzele legale și normale și prevăzute ale autobuzelor, acestea să reducă pauzele, astfel încât să se suplimenteze numărul de curse și să reducem acest timp de așteptare suplimentar care au apărut datorită condițiilor mai grele de trafic. Cu gândul că și cei îndrituiți să degajeze arterele importante de circulație de cantitatea de zăpadă ce ne așteaptă în acest al doilea val de ninsoare, sperăm ca giurgiuvenii ce folosesc transportul în comun să nu se confrunte cu surprize neplăcute.